Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Așa, să vorbim un pic despre oamenii care vin la muncă în România. Și evident despre criza de pe piața forței de muncă din țara noastră. Multă vreme s-a considerat că patronii nu găseau angajați pentru că plăteau salarii mici. Lucrurile s-au mai schimbat, salariile tot sunt mici, dar au început să mai găsească oameni. Nu. De pildă, în Timișoara, un patron de pizzerie, intervievat de Economedia, afirmă că a fost nevoit să ducă salariul unui pizzar, cel care face pizza, la 6.000 de lei net pentru a atrage și a păstra angajații români. Dar același patron spune că era nemulțumit de acești angajați care aveau, citez, o atitudine deplorabilă față de muncă și erau deranjați dacă erau nevoiți să se deplaseze pe distanțe mai lungi pentru a ajunge la serviciu. Și mai spune el, mai rău, curățenia a lăsat de dorit. Deci a găsit în cele din urmă, cu salarii mari, bă, totuși, 6.000 de lei net nu e chiar un salariu mic. Întotdeauna e loc de mai bine, dar mi se pare un salariu, 6.000 de lei net a ajuns salariu mediu în București. Uh-huh. În Timișoara, 6.000 probabil că este puțin peste medie. Foarte interesant această declarație. Fiți atenți ce spune patronul. Sentimentul meu e că mulți dintre cei care au acum între 20 și 30 de ani nu mai au aceeași dorință de a munci pe care am avut-o eu la vârsta lor. Ei cred că nu trebuie să demonstreze nimic, că salariile mari li se cuvin din start, fără a fi nevoie de pricepere sau cunoștințe. Aveam senzația, când făceam interviuri, că eu sunt cel intervievat. Ei veneau la interviu ca să vadă dacă vor să se angajeze și noi făceam un pitch ca să-i convingem. Adică le făceam diverse oferte ca să-i convingem să fie aleși, cum ar veni. Așa că a angajat nepalezi și se declară foarte mulțumit. Și vreau să mai citesc câteva declarații ale dânsului făcute pentru Economedia. Poate că îți place, poate că nu-ți place ceea ce faci, zice acest patron. Dar munca este muncă, atâta timp cât se respectă înțelegerea. Adică contractul, înțelegerea a fost, faci asta, te plătesc cu atât. Dacă ai acceptat, ajungi, respectă ce faci. Angajații nepalezi, când vin la muncă, vin să muncească. Cât autura lucrează. Dacă, de exemplu, le spun că avem de feliat 200 de kilograme de șuncă, angajații nepalezi feliază 200 de kilograme de șuncă fără să comenteze, pentru că sunt conștienți că pentru asta și au salariu. Cu cei mai mulți angajați români, lucrurile stăteau altfel. Mai facem o pauză după 20 de minute, avem poate două ore în care nu avem comenzi, mai fumăm o țigară și, de fapt, din timpul efectiv de lucru, cred că se muncește jumătate. Și acest patron mai spune așa, citez, durează cam un an de zile să aduci un lucrător străin din afara Uniunii Europene. Partea de servicii consulare din afară este deficitară, adică consulatul românesc, care se ocupă de astfel de formalități. Dacă aici, adică în România, durează cam 3 luni procesarea unui aviz de muncă de la Ministerul de Interne, din momentul în care noi obținem acest aviz, poate să dureze și 8 luni de zile până când oamenii sunt programați la viză. Adică, din ce înțelegem, aproape un an, dacă ești patron, îți trebuie să-ți aduci niște muncitori din străinătate, din afara Uniunii Europene. Bine, sunt firme de consultanță care cu asta se ocupă și... Și au rezerve, probabil. Probabil că da. Da, cred că au un bazin. Da, a devenit un business. Pe unde angajează. La fel cum și noi românii am plecat în străinătate imediat după Revoluție, în anii 90. La căpșuni. La orice. La orice. Aduți aminte că... Căpșuni și construcții. Eram atât de mulți cei care plecau, majoritatea ilegal, că la un moment dat nu mai primeam viză nici dacă voiai să vizitezi. În Germania, de exemplu, primeai foarte greu viză pentru că erau foarte mulți români plecați ilegal acolo. Asta nu mai ții minte, dar presupun că așa este. Deci noi am făcut la fel. Acum cu... Nu știu dacă... Sunt foarte mulți, cel puțin în București. Și am văzut și în Timișoara, într-adevăr, foarte mulți. Peste tot sunt. Nepal și, Iași sunt. Și Sri Lanka. Asta, în primul rând, ar mai fi ceva din Bangladesh și am mai întâlnit și câțiva africani. Pe africanii văd prin trafic, le place pe bicicletă foarte mult. Dar pe scooter. Da, dar pe bicicletă zici că ești la plimbare. Adică pe circulă ca la ei. Da. Deci asta e, remarci prin trafic, trebuie să fii foarte atent, pentru că îi vezi trecând prin trafic, merg așa... pe spate, nu au nimic aerodinamic. Ăștia ai noștri românii care mai sunt curieri, frate, îi vezi, pedalează, transpiră, se agită să facă. Ăștia, alții sunt na 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 și se plimbă printre mașini, n-au nicio treabă. Întrebare. Interacționați cu străini veniți la muncă în România? Ce părere aveți? Sunt ok, nu sunt ok? Ce părere aveți despre ei?
dacă ați avut interacțiuni bune sau proaste cu ei și ce părere aveți despre fenomen în sine. Faptul că sunt sute, zeci de mii deja și spre sute de mii în curând de muncitori străini care vin în România și acceptă salarii mai mici și aparent patronii sunt în general încântați de ei. Nu toți sunt perfecți, dar sunt... 0372069599. Ce părere aveți de muncitorii străini care vin în România? Vorbim de nepalezi, indieni. De muncitorii străini muncitorii care lucrează străini în România. Ce experiențe ați avut cu ei? Bune, proaste, cum priviți acest fenomen? Ia să vedem, hai să începem cu mesaj 2 și după aia intrăm și în direct. Neața, băieți. Ei sunt simpatici, într-adevăr. Sunt căutați pentru că patronul se poate baza pe ei un an întreg, nu ca pe români, azi vine, mâine nu vine. Problema este cu ei că în Horeca vă închipuiți că aceștia au educație de acasă și cam trebuie să iei de jos, așa, să-i înveți să spele pe mâini, să tragă apa după ce duc la toaletă și chestii de genul ăsta. Dar lumea, în principal, îi țin pentru că sunt foarte supuși. Mă, interesant, dar aș fi vrut să știu dacă lucrezi în Horeca, adică dacă ai vreo afacere în domeniul ăsta și dacă ai angajat. Neața bună, domnilor, neața bună. Plin, plin, plin și la Cluj, plin de ei, circulă haotic, biciclete, scutere, glugi în cap, căști pe urechi, n-au nicio regulă, n-au nimic, sar de pe trotuar, sar în față, pe stradă, pur și simplu trebuie să-i ferești, să-i ocolești. Slalom, jaloane, nu altceva, pericol public, n-au nicio regulă, n-au nimica. E nebunie, nebunie. Și la Cluj cu bicicleta, înțeleg, oricum merg mai repede ca mașinile conduse de clujeni și asta e periculos. Dar sunt și mesaje de bine. Florin ne spune că la el la serviciu au fost angajați în departament colegi din Nepal și față de români chiar muncesc. Uh-huh. Sorin, bună dimineața! Salut, Sorin! Bună dimineața! Bună! Vis-a-vis de experiența cu acești nepalezi, eu zic că e o soluție bună pentru România, pentru că oricum nu avem ce alege. Și atunci, într-adevăr, sunt serioși, rămân pe perioada contractului, e foarte important, muncesc mai mult decât muncesc românii și nu comentează și nu au foarte multe pretenții pentru că ei deja au în contract stabilit ce și cum. Iar pe de altă parte, eu vreau ca să vă povestesc o chestiune interesantă în 10 secunde. Te rog. La un moment dat am cerut un excavator, angajat pe excavator, și am stat și am explicat ce are de făcut, cum are de făcut, și la urmă mi-a spus I don't understand nothing. Și cu asta mi-am dat seama că el era de fapt dintr-o altă țară, că altfel era brunet ca și ai noștri. Dar după ce a venit omul și a explicat mai pe limba lui, mai cu limba gimnastică, a făcut o treabă excelentă. Da. Excelentă. Mulțumim pentru intervenție. Mulțumim tare mult, Sorin. Uite, acum luna trecută ne-a scris un domn care ne-a impresionat la momentul respectiv, își lăsase jobul de project manager și devenise sudor în inox în industria alimentară și câștiga foarte mulți bani. Da. Uh-huh. Acum a revenit și spune că în urmă cu 6 luni a decis să mai angajeze niște colaboratori. Vrea să-și ia 3 oameni, că nu mai face față lucrărilor. Eu ducă. Și zice, de 6 luni de când ține anunțul pentru angajare, nu a sunat nimeni. Da. În România nu mai vrea să muncească nici cel tânăr, nici cel în vârstă. Așa că luna trecută am făcut demersuri să aduc muncitori din Sri Lanka. Foarte tare. Ei numărul și sună-l. Gata, să știi, frate, că pentru sudor. Mine ar fi o fără. 2 zile ne-a bătut la cap Luca. Sutez și mie o țeavă pe acasă. Da. Mihai, neața. Salut, Mihai. Bună dimineața, bună salut, dimineața Mihai. Tuturor. Acum vreo 11, din Cluj vă sun și eu. Acum vreo 11-12 ani mergeam și eu cu facultatea într-un program la cules de zmeură în Anglia. Uh-huh. Și făceam de toate acolo. Și la un moment dat ziceam, bă, vă dați seama, uite, englezii ăștia, ei nu mai lucrează munca asta de jos, trebuie să venim noi să o facem. Da. Cred că acum roata un pic se întoarce și am ajuns noi românii. Eu nu mai duc să spăl vase într-un uh-huh. restaurant. Din altul să spele. Nu se întoarce, e o chestie piramidală. Da, fiecare mulțumesc. Societate, pe măsură ce se dezvoltă, lasă loc pentru joburi de-astea mai de jos altor oameni. Salut, Radu! Salut, Radu! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Am avut relații cu două țări, cu Nepalul și cu Ghana. Uh-huh. Și impresionat am rămas de Ghana. Serios? De băieții din Ghana. Da? Chiar am în ce domeniu ai angajat, înțeleg? În ce domeniu? Industrie. Nu, n-am angajat. Ai interacționat cu ei? Exact. Asta okay. e. Iar Nepalul
m-a dezamăgit, așa, adică altă cultură, altă... Nu că românii n-ar fuma și n-ar bea și asta, dar patru persoane care am cunoscut din Nepal, toți fumează, toți beau și beau la modul serios, ba mai și joacă la păcănele, băieți tineri. S-au adaptat. 20, da. Da, săracii. Da. Mulțumim. Da. Curios dacă au păcănele în Nepal. Sunt multe mesaje pe tema asta, apropo de ce spune ascultătorul de adineauri. Uite, da? De la firul ierbii, știi? Compania unde lucrez a angajat 80 de nepalezi. Au cazat în 4 vile, câte 2 în cameră. În 30 de zile au distrus totul. Jec cât cuprinde, nu se spală. Iar din toți 80, doar vreo 3 sunt curați și harnici. Nu sunt chiar așa cum îi vede lumea. Iar altcineva ne spune, avem colegi de muncă pakistanezi, nimic nu lucrează, se plimbă prin fabrică toată ziua și cam asta e tot. Și tot ei sunt cu gura mare după ce că nu fac nimic efectiv. Poate i-a angajat inspectori. Iulian, bună dimineața! Salut, Iulian! Bună dimineața! Șef. Bună! Salut! Pot să vă spun despre indieni. Aveam în subordine, cam mai este un șantier, pe indieni. Erau aduși ca necalificați. Da. Făceau mai mult nimic. Ok. Cereau cât cuprinde. Despre comportamentul lor la dormitor, acolo unde erau cazați, și despre masă. Și era o vorbă: dacă ți aduci indieni, ai grijă să nu aduci prea mulți, că deja își creează sindicat. Mulțumesc foarte mult. Bine, câteva secunde mai avem. Mara, bună dimineața. Bună, Mara. Bună, Mara. Bună dimineața, bună dimineața. Foarte scurt, foarte pe scurt. M-aș uita puțin și din altă perspectivă la situația asta, și anume din perspectiva drepturilor pe care le au și cum îi respectăm pe oameni. Și am avut două interacțiuni. Una, am făcut comandă într-o zi la o companie, dar am comandat mâncare, efectiv, și a venit un băiat care nu vorbea nimic, nici română, nici engleză, nimic, nimic. Și vă dați seama cum s-a simțit omul ăla în țara asta, în care bariera de limbă e atât de mare. Și m-am întrebat cum Dumnezeu a fost angajat. Da. Și doi, ieri, în piața Charles de Gaulle, unul dintre băieții ăștia, amărâții ăștia, băgat cu bicicleta, cred că cumva... s-a apropiat foarte mult de o mașină, omul l-a atins, se așezase în genunchi, s-a prins cu ambele mâini de picioarele șoferului și se ruga de ăla să nu cheme poliția. Da, săracul de el. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru mesaje. Eu cred că suntem abia la începutul acestui fenomen. Deocamdată angajăm pentru munci necalificate sau foarte slab calificate, dar probabil că vor veni, în curând vom avea și personal medical din alte țări. Și eu mă uit la ei cu simpatie, încerc să le zâmbesc, să mă port frumos cu ei, pentru că mă gândesc că sunt milioane de români care au plecat în vest și care și ei au fost priviți cu multă neîncredere la început. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.